Salutare tuturor, Andrei aici cu partea a doua din mini cursul de tranzacționare pe piața Forex gratuit pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip o să vă explic exact ce înseamnă market structure, cum putem să identificăm trendul și cum putem să identificăm și microtrendurile pe timeframe-urile mai mici, dar și cum să căutăm oportunități de a face profit folosind aceste principii. În primul rând, avem aici o schemă desenată de mine, special pentru acest videoclip ca să vă explic foarte, foarte ușor și foarte rapid cum se mișcă piața. Toată lumea știe că piața se mișcă în valuri, da? niciodată nu merge doar în sus sau doar în jos. Mereu avem mișcări în sus și mișcări în jos, mișcări în sus, mișcări în jos. Da? Dar cum identificăm exact că un trend este bullish? Este foarte, foarte simplu. Un trend este bullish în momentul în care facem puncte din ce în ce mai înalte. Da? Să spunem că în exemplul de față, pornim de aici. Da, prețul pornește din acest punct care este un low. Este punctul de jos, da? În momentul în care prețul începe să crească și să ajungă aici. În acest moment, acest punct se numește un high, pentru că este un punct este punctul cel mai înalt creat de preț până acum. Corect? După acest high creat, și o respingere. De obicei, în 99% din cazuri avem și un mic pullback, da, o mică retragere în jos, formând un higher low. Da, se numește un higher low pentru că este mai sus ca ultimul punct de aici. Da, după ce am format un higher low care este mai sus ca acest low, bineînțeles, și începem să creștem din nou. Da, trecând de acest punct care era cel mai înalt punct creat de preț până acum și formăm un nou high, care se numește un higher high, da, un punct mai înalt decât cel precedent, da, în momentul de față putem să confirmăm că avem un trend bullish. După acest high creat, avem bineînțeles o mică retragere unde formăm un higher low. La fel, se numește un higher low pentru că este mai sus ca acest punct și mai sus ca acest punct. După acest higher low creat, continuăm trendul bullish și formăm un nou higher high, care este mai sus ca acesta, pentru că am spart deasupra. Bun, urmează și retragerea, higher low, mai sus ca toate aceste puncte. Da? Ceea ce ne confirmă în continuare că trendul este bullish. Bun, ce se întâmplă în momentul în care spargem deasupra acest higher high și formăm un nou high, dar după ne oprim aici? Deci am format un nou high. Da, pe care avem acea retragere, care se numește un higher low, pentru că este mai sus ca acest punct. Da, chiar dacă l-am notat low, o să vă explic imediat de ce. Acesta este tot un higher low, pentru că este mai sus decât ultimul higher low. Bun. Din acest moment, practic, noi ar fi trebuit să urcăm, să spargem această structură, acest high, și să formăm un nou higher high. Corect? Din păcate, nu s-a întâmplat asta și în schimb am format o structură mai jos decât ultimul high. Da. În acest moment, acest punct se numește un lower high, pentru că nu am reușit să facem un higher high în structura noastră bullish și în schimb am făcut un lower high, un punct mai jos. Dar atenție, trendul încă nu este bearish. Chiar dacă am format această mișcare și nu am făcut un nou high high, trendul încă nu este bearish. Pentru că din acest punct am putea foarte ușor să facem un higher-low și după aia să continuăm și să facem un higher-high și high, să continuăm structura bullish. Da? Bun. Probabil vă întrebați cum identificăm că s-a schimbat structura. Este foarte, foarte simplu. Structura se schimbă în momentul în care formăm un lower-low, da? Un punct mai jos decât acesta. Da? Deci, acesta era ultimul higher-low creat în acest trend bullish, înainte de higher-high. În momentul în care noi facem o structură mai jos ca aceasta, se formează un lower-low, și oficial structura noastră pe timeframe-ul acesta s-a schimbat din bullish în bearish. În momentul în care noi începem să facem un lower-high, da, deci un punct mai jos ca acesta și ca acesta. Lower low, un punct mai jos ca acesta și ca acesta, lower high și lower low. Fix ce se întâmplă într-un trend bullish se întâmplă și într-un trend bearish. Este foarte, foarte simplu. Noi așteptăm să vedem că acest higher low a fost eliminat de un lower low și trendul s-a schimbat în bearish. Același lucru se întâmplă, bineînțeles, și când avem un trend bearish și schimbăm într-un trend bullish în momentul în care începem să creăm o structură de genul. Da, și în loc să formăm un low high, formăm un higher high pentru că am trecut de acest punct. Pai un higher low, higher high, higher low și higher high. Este foarte, foarte ușor. La ce ne ajută pe noi asta? Păi ne ajută prin faptul că putem să identificăm oportunitățile de cumpărare într-un trend bullish și oportunitățile de vânzare într-un trend bearish. Cele mai bune oportunități pe care ni le poate oferi prețul este în aceste puncte. Într-un trend bullish, higher low -urile. Da, deci când identificăm că trendul este bullish și creăm higher highs și higher lows, noi practic trebuie să așteptăm următorul higher low să fie format, să-l identificăm și să intrăm într-o poziție de buy pentru că trendul este bullish. Da? De ce aștept un higher low ca să cumpăr? Pentru că vreau să am un stop loss cât mai mic și să am un profit cât mai mare. Da? Dacă așteptăm să cumpărăm în momentul în care noi spargem deasupra acestui high, da? pentru că este o probabilitate mai mare să creăm un higher high, această zonă este destul de mică pentru, pentru a cumpăra și deci cel mai multe nu ai un risk reward foarte bun. Dar dacă reușești să cumperi din acest punct, o să ai un profit mult mai mare, pentru că este o distanță mai mare pentru a forma cel higher high. Da, acela joc se aplică și într-un trend bearish. Vrem să vindem în aceste puncte, în aceste lower high, pentru că este o mișcare mai mare pe care o putem prinde față de cea când de aici. Da, ar fi doar jumătate de mișcare, că noi putem să prindem toată mișcarea aceasta. O să vă arăt exact cum putem să identificăm acestea, probabil în următorul videoclip. Acum vreau să vă vorbesc uh, și de microtrendurile care se întâmplă în acest trend. Da? Să spunem că acest trend a fost identificat pe timeframe-ul de 4 ore. Ok? Deci pe timeframe de 4 ore am identificat acest trend bullish. Dar dacă ne uităm pe time frame mai mici, pe 15 minute, pe 30 de minute, putem să vedem că avem niște microtrenduri care se formează pe aceste mișcări. Da. Pe această mișcare de creare al noului higher high, putem vedea un trend bullish. Da, un micro trend bullish, ceva de genul, care și el în sine are higher highs și higher lows, corect? dar în același timp putem vedea și pe această corecție, da, pe formarea acestui higher, higher low, putem vedea un trend bearish. Corect? Pentru că este un pullback pe timeframe mai mari și pe trendul bullish și formăm un higher low, pe frame-uri mai mici, dacă ne uităm, putem vedea că se formează un trend bearish, un microtrend bearish. Deci este important să, să știm mereu direcția generală pe un timeframe mai mare pentru a nu ne lăsa păcăliți de aceste microtrenduri. Pentru că dacă ne uităm doar pe 15 minute sau pe 30 minute unde se întâmplă acest microtrend, putem să încercăm să intrăm în seluri, pe aceste lower highs și după aia să ne scoată din joc când trendul pe frame-urile mai mari continuă bullish. Da. Este foarte, foarte important să știm direcția generală a pieței. Același lucru se întâmplă și, bineînțeles, și pe lor, low, pe lower lows și lower highs. Da, pe aceste mișcări vedem microtrenduri bearish cu low lows și lower highs. Dar, în același timp, pe aceste pullback-uri putem vedea și trenduri bullish. Și din nou, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de acest, acest micro microtrend, pentru că pe timeframe-urile mai mari, noi suntem într-un trend bearish. Și atunci vrem să căutăm să vindem în aceste puncte, nu să cumpărăm pe aceste microtrenduri, pentru că vom pierde. Sper că ați înțeles destul de, destul de bine ce vă explic. Este foarte, foarte ușor. Este nevoie de puțină practică să identificați aceste trenduri și pe o piață reală. Haideți să vă arăt un exemplu și pe GPPUSD. Să identificăm un trend și să vedem cum putem profita de pe urma acestuia. Da. Hai să spunem că începem de aici. Bun. După cum bine, vedeți, acesta era un high format, da? Uitați-vă, aveam higher low și higher highs. Corect? Trendul era bullish. Pentru că cream structuri mai înalte, da, era un trend bullish. Ce se întâmplă în momentul în care noi am spart sub ultimul higher low? Observați, structura s-a schimbat în bearish. Din acest moment, noi am făcut un lower low, da, pentru că am spart sub acest higher low recent și am format un lower low. După care am format un lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Da, și după cum bine vedeți, trendul a continuat foarte, foarte frumos un trend bearish. Bun. moment în care, din nou, am început să avem un mini trend bullish, da, după cum bine vedeți, pentru că am spart deasupra ultima structură, acesta era ultimul lower high și am făcut un higher high, și mai am început să facem un higher low, higher high, higher low, deci structura s-a schimbat în bullish, dar nu pentru foarte mult timp, pentru că în acest moment, deja, am spart structura, dar după cum bine vedeți, aici a fost format un lower high pentru că am spart, uh, mă scuzați, a fost format un lower low pentru că am spart ultima structură bullish. Și am făcut după aia un lower high și am început trendul bearish din nou, după cum bine vedeți. Da, lower lows, lower highs, lower lows. Moment în care am avut iar o mică schimbare de trend, am făcut un higher high aici, un higher low și aici am făcut un lower high pentru că nu am mai trecut de ultima structură bullish și trebuie să schimbat din nou în bearish. Bineînțeles, dacă ne uităm pe imaginea de asamblu, vedem că aceste puncte erau cele mai... Acestea erau lower high-urile, practic, pe imaginea mai mare. Deci trendul încă era bullish, dar avem și acele microtrenduri uh, bullish da, trendul general era bearish, dar noi am mai avut și microtrenduri bullish. mă scuzați dacă m-am încurcat, primi câteva mesaje pe Telegram și am fost distras. Bun. Aici, după cum bine vedeți, trendul este bullish, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Da. Higher high, higher low. Bun. În momentul de față, am avut din nou un microtrend bearish aici. Pentru că nu am reușit să formăm un nou punct mai înalt, am început să schimbăm structura și să fim bearish din nou. Da, moment în care pe cum bine vedeți, am continuat bearish. Da, structura s-a schimbat în punctul ăsta de aici. Când nu am reușit să mai facem un higher high deasupra la structura asta, și în schimb am făcut o structură mai josă și după aia și mai jos și trendul s-a schimbat în bearish. După cum bine vedeți, trendul este bearish. Da? Din nou, este foarte, foarte ușor de identificat. Puteți să faceți acest exercițiu pe toate time frame-urile, dar dacă ne uităm și pe o oră, putem vedea clar trendul era bearish pe timeframe de o oră, corect. Lower lows lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Moment în care am făcut un higher high în acest moment. Da, în acest punct am făcut un higher high pentru că am trecut de ultimul uh, lower high. Da, și structura s-a transformat oficial într o structură bullish și am început să facem un higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Da, am format un higher low din nou și acum formăm un nou higher high, după care probabil vom forma un higher low și un nou higher high. Da, deci vedeți exact cum se face această structură. Iar noi căutăm oportunități în aceste momente, în aceste higher lows, ca să continuăm trendul. Și în aceste lower highs pentru a continua trendul bearish. Este foarte, foarte ușor. O să vă prezint în următorul videoclip cum trasăm și zonele importante de suport și rezistență, și zonele de demand și uh, supply, și ulterior și cum să intrăm în poziții și să facem profit pe această piață. Bun, sper că ați înțeles. Dacă nu, lăsați-mi un comentariu și o să refac videoclipul, dacă vi se pare cam greu de înțeles. Spuneți-mi ce părere aveți și cum vi se pare acest mini curs până acum. Următoarea parte probabil va fi încărcată tot săptămâna aceasta și următoarele două părți săptămâna următoare. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip.